mișcă șut. Foarte bună pasa lui șut, pasă lungă, Crețu. Și un gol frumos marcat de Tavi Popescu. Șut splendid, plasa laterală. 3-1, minutul 58. Fază simplă. Fază simplă, preluare, pasă, șut, preluare, pasă, Crețu, șut frumos, Tavi Popescu. Al patrulea gol reușit de Octavian Popescu. Interesant este că a marcat și la 3-1 meciul FCSB Rapid. Este un exemplu pentru celălalt flanc, care Coman încearcă să facă prea multe și asumă o mulțime de responsabilități. Iată atacul Rapidului. Oprit, o intervenție bună acolo a lui Radunovic, care cere offside probabil.